Noi românii avem taxe peste taxe. Se poate spune că în fiecare zi la noi apare o nouă taxă. Mai nou, administrația cimitirilor impune o nouă plată. Veți vedea în continuare despre ce este vorba. Când vine vorba despre taxe, românii tac sau înjură, dar au tendința de a accepta situația. Asta este ce să facem, este sintagma ce pare că a devenit începutul unui al doilea imn național al românului. Știți că a apărut o hotărâre locală, odată la 5 ani morții trebuie scoși și întorși pe partea cealaltă. Chestiune care costă foarte mult, cum vi se pare? Păi, nu ni se pare bine. Adică să-i scoatem și să-i mai plătim sau ce să-i facem? Trebuie neapărat întoși pe partea cealaltă și asta presupune și o taxă. Păi și așa plătim taxa. Am dat, nu mai am decât acum pe luna, pe anul ăsta și am plătit-o, și o plătesc. Așa bătrână cât sunt de 81 de ani. Dar vi se pare normal să întorci mort după partea cealaltă? Nu, lasă-l acolo, că a muncit și el o viață întreagă. Să-l lăsăm să stea odinit. Da. Știți că a apărut o ordonanță locală care obligă cetățenii ce au morminte odată la 5 ani să dezgroape și să întoarcă mortul pe partea cealaltă. Și s-a mai pus și o taxă. Cum vi se pare? Păi, dar eu nu știu că la 5 ani, eu știu că la 7 ani e să se schimbe mortul, dar taxa pentru alei mi se pare normal de îngrijit. Taxa de alei este la 5 ani, ai obligația să întorci mortul pe partea cealaltă. Nu am auzit până acum. Mi se pare normal să mai ceară și taxe pentru asta? Pentru alei, da. Și taxe de înhumare și de sumare, așa au fost de când sunt taxele, să știți. Așa sunt taxele de când sunt. Uitați, eu aici, chiar aici am eu morți. Și nu ați auzit de taxa de întors mortul pe partea aceea? Nu, cu toate că eu sunt numai în cimitir, să știți. Nu, n-am auzit. Bă, știți că există obligativitatea de deshumare la 7 ani. Acum a fost introdusă o nouă taxă. Odată la 5 ani trebuie să întorci mortul și pentru asta trebuie să plătești o taxă. Cum vi se pare? Mi se pare ceva aberant, nu știu. Ce să vă spun că... Ați auzit până acum de situația asta și de taxa asta? Nu. Deci odată la 5 ani trebuie să întorci mortul pe partea cealaltă și să plătești o taxă. N-am auzit. Chiar n-ați auzit? Nu. Nu, n-am auzit. Nu știu, eu, soțul meu a murit acum 2 ani și am plătit taxa care a trebuit, dar nu știu să mai vă spun cât am plătit acum 2 ani la, nu la deshumare, la înhumare, că n-am dezgropat pe nimeni. Înseamnă că peste 3 ani trebuie să întoarceți pe partea cealaltă și să și plătiți taxa. Vi se pare normal? Păi nu mi se pare normal. Cum să mi se pare? No, mie nu mi se pare normal nici cei 12 lei care ne ia pentru fiecare mormânt pe an. Deci eu am 4 morminte, trebuie să dau 48 de lei, deci 480 de mii. Mie nu mi se pare... Dacă sunt 4 morminte cu 4 îngropați acolo, o să trebuiască să plătiți taxa de întoarcere de 4 ori. Da, nu știu, n-am auzit. Deci chiar n-am ascultat pe postul local ca să vă spun ceea ce nu știu, nu pot să comunic. Nici când vine vorba despre păcăleli, românul nu se supără. Simțul umorului pare a fi salvarea noastră națională, asta dacă bășcălia n-ar fi un blestem național. Doamna, a fost o păcăleală de 1 aprilie, să știți. Cred. Așa e, asta este, sigur că da. N-are nimic, nu mă supăr. A fost o păcăleală de 1 aprilie. Da, tocmai mă și miram, zic, băi frate, eu de atâta timp sunt în cimitir aici, chiar am mormintele și mă uitam cum sunt. Dar de taxa de alei știam, auzisem. Să știți că a fost o păcăleală de 1 aprilie. Probabil. A fost o păcăleală de 1 aprilie. Da, nu mi-am dat seama, știam că e 1 aprilie astăzi.